colegii să ia loc sau să se conecteze pentru colegii care participă la ședința de guvern prin un sistem de videoconferință. În urma analizelor pe care le-am făcut la ultimele întâlniri cu domnul președinte Iohannis, am luat câteva decizii pe care trebuie să vi le comunic și trebuie puse în practică. Am luat decizia de a utiliza resursele financiare din fondul de rezervă al guvernului pentru susținerea achiziției de tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online din cauza faptului că nu dețin calculatoare sau tablete. De asemenea, tot din fondul de rezervă al guvernului, am luat decizia de a susține cheltuielile necesare pentru distribuirea de măști pentru persoanele care sunt vulnerabile, se află sub incidența prevederilor legii privind venitul minim garantat. Aici, doamnă ministru, prin AGPIS-uri va trebui să definim cu strictețe, în conformitate cu prevederile legale, categoriile de persoane, urmând să pregătim actul normativ pentru ședința următoare. De asemenea, am luat decizia ca Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, de asemenea alte instituții, cum ar fi ITM-ul, care are capacitatea de a participa la elaborarea setului de reguli, să finalizăm elaborarea setului de măsuri și de reguli care trebuie respectate cu privire la fiecare activitate economică pentru care se vor ridica restricțiile. Aici este vorba de transportul public, este vorba de comerț, este vorba de activitatea din frizerii, coaforuri, în general centrele de frumusețe și de îngrijire, este vorba de cabinetele stomatologice, este vorba de măsuri de organizare a spațiilor de birouri din instituții publice și din companii private, cu toate măsurile aferente. Sigur, ele sunt într-un stadiu aproape final, dar va trebui să le aducem în formă finală și vreau să facem dezbatere publică astfel încât înainte de a le adopta, să putem să primim punctele de vedere ale angajatorilor, ale persoanelor, ale companiilor din domeniile respective, astfel încât să putem să luăm cele mai bune măsuri care să protejeze angajații la locul de muncă. Aici pot să vă spun că am fost la Ford și la Dacia și am rămas impresionat de măsurile pe care le-au luat, de ingeniozitatea acestor măsuri, și mai ales de încrederea cu care vin oamenii la muncă datorită acestor măsuri. Sigur că ei au companii și în China și au avut într-un fel experiența anterioară și au putut să adapteze reguli care au fost folosite în organizarea muncii cu ceva vreme înainte, dar chiar sunt câteva lucruri pe care trebuie să le preluăm și noi în regulile pe care le vom stabili. De asemenea, vă solicit până mâine, doamna vicepremieră Luca Turcan coordonează elaborarea proiectului de act normativ, solicit fiecărui minister și fiecărei agenții din coordonarea și subordinea ministerelor prezentarea propunerilor pentru acest act normativ privitor la trecerea de la starea de urgență la starea de alertă
și de asemenea stabilirea măsurilor pe care le vom prelungi și după finalizarea stării de urgență. De exemplu, domnul ministru Alexandru, cum am discutat, prelungirea șomajului tehnic pentru companiile care încă sunt sub restricție sau pentru companiile care încă, din motive obiective, nu pot să își pornească activitatea. Sigur, concediul pentru părinți care trebuie prelungit până la finalul anului școlar, sunt multe alte prevederi care trebuie prelungite și dincolo de situația de urgență. De asemenea, mâine vom avea cu toate ministerele economice o întâlnire pentru a definitiva, practic, planul de măsuri economice pentru a asigura revenirea cât mai rapidă la normalitate și o dezvoltare economică rapidă. Domnul ministru Predoiu, am înțeles că aveți o solicitare. Legat de legat de cineva care ne face de râs în Comisia de la Veneția. Am înaintat într-adevăr propunerea de a solicita comisiei să facă aplicarea prevederilor statutare. Există o procedură mai specială acolo. Din nefericire, este un caz fără precedent și o premieră. Motivația fiind aceea că în considerarea efectelor deciziei CEDO se pune în cauză credibilitatea angajamentului Guvernului României față de independența procurorilor. Și cred că este... Aici este chiar mai grav. Gândiți-vă că, practic, conflictul juridic de natură constituțională, în urma căreia s-a dat o decizie care încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului, inițiatorul acestei acțiuni a fost chiar Ministrul Justiției. Da, aceasta este motivația, în sensul că inițiatorul a fost un membru al Guvernului și, așa cum ați subliniat dumneavoastră de multe ori, au spus-o și mulți dintre colegii noștri și președintele României, acest guvern nu va atenta niciun fel la independența justiției, la independența procurorilor și își va urma obiectivele în domeniul justiției în acord cu standardele europene. Deci este un semnal această cerere pe care înțeleg că Guvernul României o va face către Comisia de la Veneția de a face aplicarea prevederilor statutare ale Comisiei. Cu siguranță o vom face, domnul ministru. Vă mulțumesc. Față de ordinea de